Astăzi, un nou protest a avut loc în capitală. De data aceasta, au ieșit în stradă să își strige nemulțumirile legate de condițiile de muncă și de salarii angajații din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și din Ministerul Finanțelor. Angajații ANAF au ieșit în stradă atât ieri cât și astăzi în fața Ministerului Finanțelor, având mai multe cerințe, printre care indexarea salariilor cu rata inflației, introducerea sporurilor în salariul de bază, cerând consultări reale pe tema noii legi a salarizării unitare. Unii angajați se plâng că nu le-au mai crescut salariile din 2020 și spun că nu mai fac față scumpirilor. Sindicaliștii susțin că o salarizare necorespunzătoare a angajaților Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală va avea un efect negativ asupra realizării încasărilor bugetare propuse, ducând la scăderea gradului de conformare voluntară la plata agenților economici, va stimula creșterea evaziunii fiscale și va duce la scăderea gradului de încasare a impozitelor și taxelor. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea a transmis că acest protest va fi ultimul înainte de declanșarea grevei de avertisment și a grevei generale.